ziua! Conector, liniște și treci imediat la tablă! Wow! Asta-i om, mă! Vă rog, doamna profesoară, nu mai spuneți conector! Când o să fiu eu celebru, te pomenești că se trește vreo deșteaptă să spună conectoare! Păi ce să-ți fac eu, mai băiețelule, n-ai spus tu că ai probleme de conectare când vine vorba de matematică? Haideți, doamna profesoară, nu mai faceți mișto! Știți foarte bine că am vrut să zic concentrare, dar m-am grăbit să merg la concert! Măi, Relule, pune și tu mâna pe carte și mai termină cu prostiile astea, cu zbănțuitul și cu cântatul toată ziua. Măcar dacă te orientai și tu spre o muzică mai cultă. Da, ce să zic, că dumneavoastră ascultați numai Beethoven. Da, să-i așa, apropo, tu ce muzică asculti? Eu? Da, tu. Clasice în viață, să mor eu! Genru de Jamaica, No Fiction, Wukong! Ia auzi, n-am auzit în viața mea de ei. Niște derbedei, probabil, după numele lor. Habar n-aveți! Da, habar n-am, dar tu ai habar de lecția de chimie pentru azi? Dar nu-i corect! Vă provocați la o discuție și după aia vă răzbunați pe mine? Ai învățat vreun pic, atunci n-aș putea să mă mai răzbun. Dar bănuiesc că învățatul doare când ai capul sec. Nu am capul sec deloc. Dumneavoastră l-aveți, că nu înțelegeți muzica. Poftim? Eu nu înțeleg muzica. Ei, ia să-ți arăt eu ție cum înțeleg muzica. Nu cred! De acolo ai furat piesa de la doamna profesoară? Și dacă trebuie să plec, dar nu uita că amintirile rămân. Când voi ajunge cineva, pot să îmi pup picioarele. E tot ce vei primi cândva. Dar cel mai rău mă doare faptul că mă doare încă. Mă doare faptul că credeam că ești cool și jur că speranța că nu ți-este capul tare ca o stâncă. Mâna dreaptă mă țin, parcă perciunii mei în mâna stâncă. Deși să mă plăcut. Erai bun când erai mic. Fala se răzbară și sper să nu ajungă. Dacă trebuie ceva cândva mai nou, am percat o dură. Cântăreț. Și o să fiți celebră doar pentru că m-a spus profesoară. Și despre ce vor fi cântecele tale, băiețelule? Despre cum o să pierzi tu vremea vara la soare și nu o să dormi? Și o să te înveți cu tot felul de derbedei? Da. Despre asta? Da. Vrei să-ți mai spun pentru ce o să ajung eu celebră? Pentru ce? Pentru că o să-ți dau primul doi din viața ta. Acum. Doi? Da, doi. Mi-ați dat nota doi? Da, bineînțeles, uite, ți-am dat nota doi. Ai înțeles? Da, atunci știi ceva? Ce? Rappin' on!